Prima opțiune este un premier din UDMR. Nu am făcut o nominalizare, fiindcă nu vrem să facem o nominalizare până când nu vedem ce crede și președintele Iohannis, în jurul căruia se formează un guvern, gestionează corect țara până în 2020 parlamentare. După alegeri, sigur, se formează guvernul iarăși validat în Parlament. A doua opțiune, un premier independent, nu tehnocrat, independent, din zona fiscală, bancară, financiară, care va avea un guvern politic de condus, susținut de partidele din opoziție sau, mă rog, partidele care au votat și moțiunea de cenzură, care nu face excese, dar are grijă de buget, de fiscalitate, de venituri, de cheltuieli și gestionează țara până în decembrie anul viitor. Ultima soluție de rezervă, un guvern condus de președintele PNL, Ludovic Orban, dar acolo am înțeles că nu mai e nevoie de noi, fiindcă PSD-ul a și anunțat că dacă promite Ludovic Orban că nu taie salariile și pensiile, PSD-ul votează. Deci, deja PNL are majoritate cu PSD pentru un guvern condus de Orban. Riscurile unui astfel de guvern PNL sunt următoarele. Toată lumea va încerca dinții pe acest guvern, atât USR cât și Pro-România și PSD și toți, și se uzează. În primul rând, noi credem că nu trebuie să pierdem nicio zi. Avem nevoie de un guvern validat în Parlament cât mai repede, fiindcă suntem în mijlocul lunii octombrie, nu avem nici măcar un proiect de buget pentru anul viitor, e nevoie de rectificare ca să putem închide anul atât la nivelul autorităților locale cât și la nivelul instituțiilor, deci o rectificare cât mai urgentă, un guvern care trebuie validat cât mai repede și care va guverna 12 luni de zile, va gestiona treburile țării, va aproba bugetul, va organiza alegerile prezidențiale, locale și parlamentare. Bineînțeles, nu va face altceva decât o administrare corectă, fără excese, fără extravaganțe și fără ordonanțe de urgență în niciun domeniu. Un astfel de guvern, până în noiembrie, până la sfârșitul lui octombrie, oricând poate fi votat. Noi nu credem în varianta anticipatelor, dintr-un singur motiv. Anticipate ar însemna în acest moment un guvern interimar până în martie, aprilie, eventual mai. Ar însemna parlament dizolvat după decembrie, până decembrie nu se poate. Ar însemna că nu se va face buget și nu vom avea buget până în iunie anul viitor. Autoritățile locale și mai târziu, eventual după alegerile locale. Să arunci țara într-o astfel de criză politică financiară înseamnă că ești inconștient. Înseamnă că nu vezi riscurile să intri în 2020 într-un an electoral fără buget aprobat în Parlament. Dar sigur, dacă toată lumea va ajunge la concluzia că trebuie acum anticipate, atunci noi suntem pregătiți, dar nu susținem anticipatele, doar din această cauză, că nu poți să lași țara fără buget până anul viitor.